Emir merge să-i spună lui Ildis că soțul ei o înșală cu Kansu, dar când ajunge acolo se răzgândește. Mai târziu, el și Caner vorbesc cu Kagatai, iar el le povestește de noaptea petrecută cu ea despre care nu își amintește nimic fiindcă era băut. Obișnuiți cu intrigile, Emir și Caner își dau seama imediat că Kansu l-a mințit. Kagatai și-a mutat sediul companiei în firma lui Hassan Ali. Când Ildis îl vizitează, Ender îi invită pe amândoi și pe Feride la cină acasă la ea. Shahika vrea să meargă la cină cu Hasan Ali. El cedează la insistențele ei, iar când ajung acolo, ea spune tuturor că vor să aibă un copil. Asuman și Feride se înțeleg în sfârșit asupra unui lucru. Amândouă nu o plac pe Kansu și se tem că le va distruge căsnicia lui Kagatai și Ildiz. Seara, atunci când Shahika este singura casă. Mahmud se duce și o atacă. Atunci când realizează că Mahmud va face ce i-a cerut, Hasan Ali pornește în grabă spre casă să-l oprească. Kagatai împreună cu Emir și Caner pun la cale un plan pentru a afla dacă Kansu a mințit.